Salutare tuturor și bine v-am găsit la GSP Live. Aseară din am a fost egalată în prelungiri de Petrolul, dintr-un penalti controversat și contestat vehement de gaze. Vom analiza partida de aseară, dar azi vorbim mai multe cu Ciprian Marica, acționar la Faro și unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria recentă a Naționalei. Te salut, Ciprian, și mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație, te salut și eu. Ce faci? Toate bune? Mulțumesc Dumnezeu, bine. Era mai bine dacă am fi reușit măcar un egal cu FCSB, dar asta e fotbalul. Până la urmă suntem în play-off, ne-am îndeplinit obiectivul. Despre asta voiam să vorbim la începutul emisiunii, despre partida cu FCSB. Au trecut deja câteva ore bune de la acel eșec și putem analiza la rece, cum se spune, acest eșec. Ce n-a funcționat din punctul tău de vedere duminică? Nu, eu cred că noi am arătat ca o echipă. Faro interpretează o schemă foarte bine pusă la punct și o tactică foarte bine pusă la punct. Deci, din punctul ăsta de vedere, se vede că Faro e echipă. Chiar dacă nu avem individualități, ne batem de la egal la egal cu echipele care cheltuie cei mai mulți bani, care au cei mai valoroși jucători. Asta pentru că, repet, ne știm partitura și oricine vine știe că la Faro există un sistem clar de joc și o filozofie clară. Așa că Faro, repet, prinde play-off-ul greu, n-a fost ușor deloc, însă odată cu prinderea play-off-ului există o relaxare cumva, nu mai avem un obiectiv atât de iminent. Deși l-am auzit pe Gică Hagi, a spus că el își dorește să sigur podium, adică cupele europene. Asta ar fi idealul, să spunem așa, dar în egală măsură, când joci fără presiune și am făcut-o la Rapid și cred că am făcut o partidă bună, nu întâmplător am bătut Rapidul, cu o lecție de fotbal, iarăși, contra unui adversar foarte puternic, venind după un meci cu FCSB în care au câștigat. Apoi, meciul cu FCSB, cred eu că, iarăși, l-am interpretat bine, ținând cont că am întâlnit cel mai bun adversar și cea mai formă echipă din Liga 1. Ne-am descurcat bine, adică sunt mulțumit de jocul echipei. Întotdeauna se poate mai mult, la finalizare, dacă eram mai inspirați, am avut câteva ocazii mari de gol, dar ăsta e fotbalul. Se întâmplă câteodată din jumătate de ocazie să marchezi două goluri și câteodată din 3-4 ocazii să nu reușești să dai un gol. Sigur, de partea cealaltă aveai un Târnovanu, portar de echipa națională, care și-a ajutat echipa. Ce au spus după acest joc, da, că într-o oarecare măsură victoria FCSB-ului nu a fost chiar meritat. Am auzit foarte multe voci spunând că un egal ar fi fost rezultatul echitabil. Da, cumva fazele fixe sunt foarte importante și micile detalii contează. Un pic, o neatenție acolo la o fază fixă și șut reușește să trimită mingea în poartă. În rest, per total, cred eu că Faro a fost echipa mai bună, care a controlat jocul și a avut inițiativa, ocazii mai multe. Sigur, jucam acasă, însă întâlneam cea mai formă echipă, așa cum spuneam, și suntem mulțumiți de cum a arătat jocul nostru. Nu de rezultat, pentru că, așa cum spune și ceilalți, Faro merita minim un egal. După performanța de sezonul trecut, ați câștigat titlul. Te așteptai la acest recul din acest campionat? Pentru că, așa cum spuneai și tu mai devreme, ați prins greu și play-off-ul. Am avut emoții până în ultima etapă. Da, cumva știți foarte bine că repetăm aceeași placă. Suntem nevoiți mereu să schimbăm jucători, să pierdem jucători, ne ținem de promisiuni. Cred că, din punctul de vedere, suferim, dar pe de altă parte avem și de câștigat. Unul, că putem să dăm șansa tinerilor să vină din spate și veți vedea că vor mai apărea jucători tineri, pentru că avem o academie bună. Ne ține de promisiune, așa cum a fost cazul lui Ali Bek, care i-am promis că dacă va avea o ofertă bună, vom lăsa să plece, ajuns și el la o vârstă și dorindu-se să câștige un salariu mult mai consistent. De partea cealaltă, Artean, deci pierdem câțiva jucători pe fondul seriozității și promisiunilor pe care le-am promis. De cealaltă parte, vindem jucători, că suntem nevoiți să vindem jucătorii tineri, cum e cazul lui Mazilu. Și avem probleme cu accidentările, cum e cazul lui Nedelcu, lui Băluță, care ne lipsesc acolo în centru apărării, cumva în fața fundașilor centrali. Doi jucători foarte importanti. Și din aceste motive, sigur, n-am mai fost echipa de anul trecut. Am suferit, dar totuși, repet, cred că cei care au venit și mulți dintre ei jucători care puțin mai sperau că îi mai pot revedea într-o formă bună, reușesc să se ridice la nivel și prin play-off. Ne luptăm de la egal la egal cu FCSB și asta ne dă speranță și încredere că suntem pe drum cel bun. Aminte de Mazilu mai devreme, uite, nu-mi propuneam să discutăm despre el astăzi, dar ai adus tu aminte despre el. Ce crezi că se întâmplă cu Mazilu? A fost transferat de Brighton, împrumutat imediat în Olanda, unde joacă puțin deloc, aproape. O echipă extrem de modestă din campionatul olandez.
Jucătorii români pleacă ca niște pariuri, nu ca niște certitudini. Pentru fotbalul din Anglia era clar că el are nevoie de un pas intermediar. Cei de la Brighton încă de la început ne-au spus că este un pariu pentru ei, un jucător tânăr de perspectivă. Jucătorul pe care... știa în momentul în care s-a transferat. Știa. Știa că îi vor pune două, trei oferte pe masă unde să-și, să-și aleagă să meargă și să joace. Acum revin la problema fotbalistului român care pleacă cu un handicap. Are nevoie de perioadă de adaptare, mai multă decât un jucător obișnuit. Jucătorul român... Dar de ce nevoie un jucător român de mai mult decât are un croat, de exemplu? Că vedem foarte mulți croați punându-se la cluburi importante din... Păi, în primul rând, campionatul e mult mai puternic în Croația. Crezi tu că e mult mai puternic? Da, mult mai puternic. Și din punct de vedere financiar, aduc jucători mult mai bine plătiți decât noi. Eu am un grup cu foștii jucători, printre care e și Dario Sârna, că vorbeai de Croația. Și spun sincer că în grupul ăla vorbesc de transferuri, de, mă rog, pe lângă vacanțe și nu știu ce, când sunt pe acolo, pe în zonă și, băi, sunt în Croația, ești pe aici, nu știu ce. Băi, am un jucător, uite, e liber de contract, v-ar interesa salariul ăsta, nu știu ce. Crede-mă că România nu se poate apropia de niciun jucător. Adică Croația se mai bate, bugetul echipelor din Croația este net superior echipelor noastre, deci din punct de vedere nu avem cum să luăm noi... Te referi doar la echipele de top sau mă refer la echipele de top. Mă refer la echipele de top, în special. Nu știu, aș minți să spun că știu în general liga, dar echipele de top, Dinamo Zagreb, în special, este... Bine, Dinamo Zagreb vinde foarte, foarte bine. Exact, și au un buget exorbitant, deci nu putem să ne comparăm cu ei. De aceea ei iau jucători mult mai valoroși decât noi. Mă rog, revenind la ceea ce spuneam, deci jucătorul român pleacă cu un handicap din prisma campionatului slab în care joacă, pentru că suntem considerat un campionat slab, adică oricât am vrea să o dăm noi că să avem un campionat, și l-am mai văzut și până Mircea, că se ferește să spună că avem un campionat slab, Mircea Lucescu, care îl vedeam după meciul de aseară comentând și spunea că virgulă, campionatul nostru nu se ridică la nivelul celor din Grecia. Un mod diplomat de a spune exact, că e un campionat un mod diplomat slab. Prin care ar spune că avem un campionat slab și că ritmul de joc, tempo, nu este la nivel internațional. Mă rog, iar mai departe, sigur, responsabilitatea. Ajunge acolo și trebuie să fii responsabil. Noi aici îi cocoloșim, îi ținem în brațe, pentru că sunt puțini jucătorii de calitate și atunci le facem toate capriciile, încercăm să îi super protejăm, încercăm să-i super ținem așa într-un puf și cumva lucrul ăsta îl resimte din plin în momentul în care ajunge în fotbalul din vest, în fotbalul adevărat. Acolo unde când greșești plătești, acolo unde dacă pierzi o noapte și nu ești la nivel, stai pe bancă și te aștepți rândul să intri cine știe când, aici la noi a făcut, hai o treabă, se mai întâmplă, nu știu ce, trebuie să-l vindem, e nevoie de el. Acolo nu te așteaptă nimeni, nu, concurența e mare și cumva jucătorul român, și aici vă spun la toate, și jucătorii de echipă națională care joacă mai puțin, au tendința să nu reziste la presiune. Și că cea mai mare presiune știi când o are jucătorul, nu când tribunele sunt pline, nu când miza e mare, nu. Când are un jucător de valoare apropiată pe același post cu el și știe că are concurență în spate și că trebuie să fie... Asta este problema jucătorului român, că nu știe să joace cu presiunea asta, că ăla din spate e foarte bun și poate să-mi ia locul în orice moment și aștept să-mi aștept rândul. Când jucătorul și român are presiunea asta, nu știe să gestioneze presiunea asta. Nici n-au unde să învețe să gestioneze presiunea asta. Unde? Că dacă e bun în campionatul românesc, deja pe postul lui, nu uiți, nu mai e un jucător, că l-avem pe Florinel Coma, dau un exemplu. Nu mai facem concurență la Florinel, joacă orice ar fi. Și atunci joacă lejer, dezinvolt, altfel te prezinți când ai o lejeritate, știi că e postul asigurat, știi că ești titular și așa mai departe. Când ai presiunea concurenței, atunci cred eu că jucătorul român are cea mai mare problemă, întâmpină cea mai mare problemă. Mazilu, crezi că era pregătit să plece? Adică ăla era momentul în care el să plece de la voi? Știi cum e oportun? Totdeauna realizez după aia. Dacă era bine că am plecat, că n-am plecat, era bine să mai stau, asta nu pot să știi. Consider că mergând de vreme totuși în fotbalul internațional, și mă refer aici la în Olanda, un fotbal de calitate, cumva n-ai cum să nu crești. Mental, te pregătești, adică oricum ar fi ajuns la 23 de ani, să zicem acolo, tot ar fi avut nevoie de perioada asta de adaptare. Poate că, având această perioadă de adaptare,
încă de la o vârstă fragedă, cumva poate va înțelege, va depăși momentele astea și va fi puternic. E foarte important să ai un mentor, să ai mentori care au trecut prin asta, care știu cum să te învețe să treci peste perioada grea. Pentru că e o perioadă grea, te duci acolo, nu joci, totul e nou în jurul tău și tu trebuie să te adaptezi. Iar dacă nu ai sprijin, și aici spun despre impresari care au un rol fantastic de important, iar noi suferim la capitolul impresari internațional, la nivel internațional, cu o experiență vastă. Și au e nevoie... Giovanni care știe, e Giovanni care știe pe toată lumea. Sigur, da. Domnul Becali a ajuns și la o vârstă. Nu e atât de simplu să te faci înțeles pentru noua generație. De aceea, cred eu că suferim și din punctul de vedere că nu avem mentor sau impresar, mai exact, care să-i susțină. Ar fi important să avem foști jucători, oameni care au trăit experiențele astea, să-i ajute pe cei care ajung în situația asta. Repet, familia e lângă tine, însă puțin cunosc detaliile și ceea ce e necesar pentru marea performanță. Când ajungi acolo, ai nevoie de cineva care a trăit acolo, care știe ce înseamnă. Cumva, noi suferim din punctul de vedere. Hai să discutăm acum și despre meciul de aseară. Dinamo egalată de Petrolul în minutul 90 plus 13. Cred că era pentru că s-a stat foarte mult la acea fază. S-a analizat prima dată dacă a fost offside, sim, apoi a fost chemat Feșnic la monitorul VAR să decide dacă e penalti sau nu. În primul rând, se pare penalti? Nu. 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 S-a ajuns la nivelul la care nu mai contează dacă l-a lovit, dacă l-a tras, dacă l-a împins. Contează doar dacă l-a atins. Ceea ce mi se pare strigător la cer. Cum dacă l-a atins? De câte ori nu se ating în careu? De câte ori nu îl ții în brațe? De câte ori nu pui mâna pe el? Păi asta înseamnă că l-a tras, că l-a împins, că l-a lovit? Nu. Trebuie întrebarea dacă mână. Musi a căzut pentru că Hamza nu, l-a... Niciodată. Asta e întrebarea. Niciodată. El a nu căzut cade, și asta exact. Și părerea mea. A căzut pentru că a vrut el să cadă. Și a căzut pentru că a speculat. Acel, exact. Da, dar asta... Lucrurile care mă neliniștesc cumva, cu ghilimele de rigoare, sunt că deciziile astea vin în urma varului. Adică nu că eu pe moment a fluierat și nu vezi, se bine, poate, sau, nu vezi da. Bine, a greșit. Ok, se întâmplă și accept. Dar până acum stau 10 minute cum stau eu cu stau 10 minute și urmăresc și nu stai seama că nu cade din cauza asta. Nu-l trage. Că are o mână pe el. Iertați-mă, nu mi se pare penalti. Dar, per total, Dinamo a jucat o repriză. Asta e realitate. Adică, cumva, prima repriză. A doua repriză, Petrolul a controlat jocul și a dominat partida. Putea să marcheze grozav la acea fază pe care scoate Golubović, o fază iminentă de gol. Deci, cumva, mi se pare echilibrat rezultatul, dar penaltiul mi se pare nu că ușor acordat, ci nu a fost penalt. Nu a fost penalt. Discutăm acum cu Ovidiu Ențoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Bună dimineața! Scuze că nu mă vedeți, dar sunt în drumul spre Hunedoara la meciul de cupă dintre Corvino și CFR Cluj. Sunt în mașină. Într-o companie selectă sunteți în mașină. Da, sunt cu Mircea Lucescu, care vorbește tot timpul la telefon. De când am plecat din București, de două ore vorbește non-stop. Despre fotbal, probabil. Ce, Alex, ești cu Ciprian Marica, nu? Da, da, da. Bună ziua, Ovidiu, drum bun. Am născut după voce, bună dimineața. E un trafic infernal. N-am ajuns nici măcar la Vâlcea, și am plecat de aproape 3 ore. V-am auzit discutând despre penaltiul din finalul meciului cu Dinamo și e și părerea mea, ca și al lui Marica, nu cred că trebuia fluierată lovitură de la 11 metri. E surprinzător că toată controversa a durat peste 10 minute, ca până la urmă să aflăm că liniile trase în camera VAR pentru offside au fost neconcludente. Nu știu ce Dumnezeu de VAR am cumpărat noi, de niciodată nu ne lămurim ce se întâmplă, dar e și opinia mea că Hamzăr, deși a ținut mâinile pe Musi, nu l-a tras. Musi a simțit că adversarul are mâinile pe el și atunci mai degrabă s-a aruncat. În prelungirile unui meci și a unui meci cu asemenea miză, opinia mea e că nu se acordă penalti. Cred că Feșnic s-a pripit. Două puncte pierdute de Dinamo în minutul 103, care o aduc din nou la retrogradare, la retrogradare directă, acum e penultima
e adevărat, la două puncte de Botoșani. E și eroarea lui Dinamo, care inexplicabil s-a retras de repriza a doua, dar părerea mea e că arbitru a greșit, că nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri. Dar mă rog, hai să mai auzim o părere, o să-l rog și pe Mircea Lucescu să vă spună două cuvinte despre meciul cu Dinamo. Mircea, te rog. Bună ziua, domnul Lucescu. Bună ziua. Vi s-a părut pe... că toată lumea e de acord, lumea fotbalului, toată lumea e de acord că nu a fost penalti. Și într-adevăr nu a fost penalti, nu? Pentru că în de genul acesta, arbitrul de general lasă o luptă cor la cor, pe fiecare marchează adversarul direct. Adversar pun și unul și altul mâna pe adversar. Nu a fost evident posibilitatea Petrolului să marcheze. Mi s-a părut exagerat. Nu. A fost bine când a dat corner. Imediat arbitrul de centru a dat corner. Dar pe semne cineva din de la VAR l-a chemat și a început o întreagă analiză care până la urmă s-a transformat într-o decizie de favoarea lui Dinamo. Păcat deloc. Sigur, meciul putea să ducă spre un rezultat de egalitate, ținând cont că prima repriză a dominat mai mult Dinamo, iar repriza a doua s-au retras. Au considerat că e necesar doar să apere rezultatul de 1-0 și nu de a pune probleme apărării Petrolului. A greșit Dinamo că a făcut pasul înapoi, în partea a doua? A greșit. A făcut pasul înapoi, a greșit, bineînțeles. A greșit pe semne și înlocuirile n-au fost cele mai bune pentru echipă. Erau într-o situație 1-0 în care mai aveau posibilitatea să vă marcheze. Nu înțeleg de ce. Sigur că în momentul în care te așezi pe linia de fund cu 6 jucători, e normal că faci pasul înapoi. Eu, de fapt, în timpul meciului am spus că până la urmă se ajunge la o situație compromisătoare pentru Dinamo. Pentru că, retrăgându-te cu 5-6, încep să te aperi în careul de 16 metri. Când ai ajuns să te aperi în careul de 16 metri, orice se poate întâmpla. S-au și dat niște faulturi, și faulturi din care s-a marcat gol, și faulturi dinainte. Nu au fost atât de evidente ca să... Dar au fost în preajma căruilor de 20 de metri și, cum să spun eu, apărătorii din amuziști am avut impresia că, sigur, jucăm sub presiunea rezultatului, am avut impresia că le-a fost ceva frică în final de meci, iar Petrol a evoluat mai bine în acel final. Dar, din păcate, rezultatul a fost decis de arbitru. Cum estimați acum șansele lui Dinamo de a se salva de la retrogradare? Nu, sunt foarte greu, pentru că ce să spun? Nu e o echipă formată din jucători dinamoviști, sunt totuși jucători care în finalul ăsta de campionat ar fi trebuit să demonstreze că experiența care i-a adus în campionatul României îi ajută pentru a reuși să salvezi echipa de la retrogradare. Nu știu cum, va fi foarte, foarte greu, foarte dificil. Și o astfel de greșeală, cum și arbitru trebuie să fie mult mai atent, că astfel de greșeală duce până la urmă la sacrificarea unei echipe. Îmi aduc și eu aminte odată când am venit primul an în România, cu Rapidul, când Chivulete nu a acordat un fault evident, în care în ultimul minut a lăsat contraatacul, Steaua cu Ciocoi a marcat și de Rapid a pierdut campionatul. Adică nu se poate că din astfel de greșeli se ajungă la pedepsirea unei echipe. Încă o chestie. Dinamo trebuie să facă eforturi mari de tot, să treacă peste acest moment dificil și să se reconsidere ei ca jucători, ca jucători cu experiență, că nu sunt copii. Se strângă și să facă. E adevărat că sunt și pedepsiți de ceea ce s-a întâmplat după meciul cu UTA. Pentru că un Dinamo ieri seara cu stadionul plin, pentru că sunt convins că ar fi fost plin,
înseamnă cu totul altceva decât în Dinamo, care luptă pentru a se salva cu tribunele goale. E cu totul altceva. Adică au fost pedepsiți de două ori și acolo, plus decizia asta arbitrală, prea mult. E mult prea mult. Încă, okay. Încă o chestiune și nu vă mai rețin pentru că știu că sunteți pe drum. Ce așteptă? Și Alex, mai ai treabă cu mine? Poftim? Zic, am luat telefonul de la domnul Lucescu. O chestiune vreau să vă întreb despre meciul dintre Corvinu și CFR Cluj, la care vă îndreptați. Ce așteptări aveți de la acest meci? Înțeleg că va fi un eveniment important pentru Hunedoara. Da, e un meci, cum să spun, care merită văzut, de-aia am și hotărât să venim. Corvinu e o echipă în creștere, la Hunedoara se acordă fotbalului o atenție mult mai mare decât înainte, vorbesc de ultimii ani, nu de perioada de aur a Corvinului, făcută chiar de Mircea Lucescu, probabil că din nostalgie și din simpatie Mircea Lucescu se și duce la meciul ăsta de la Hunedoara. Vreau să vadă noua echipa Corvinului. Da, zice că e, remarcă faptul că toată conducerea Corvinului este alcătuită astăzi din foști jucători. Acolo e vorba de primarul orașului de Băbăuțanu, care sprijină foarte mult fotbalul, dar judecând realist, favorită este CFR Cluj, nu una din protagonistele primei ligi, în ciuda faptului că să zic așa, Corvinu e una dintre revelațiile eșalonului secund. Da. Una e divizia B, alta e divizia A. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul Ovidiu. Să-i mulțumesc din partea mea și domnului Lucescu. Zi frumoasă, un drum bun. Numai bine, mulțumesc mult. Ciprian, te trebuie și pe tine spre șansele lui Dinamo de a se salva de la retrogradare. Cum le vezi în acest moment? Dacă ar fi să estimezi în procente, de exemplu. Nu, situațiile... Am fost pus în situația asta să mă lupt la retrogradare la Getafe și ne-am salvat în ultima etapă cu Raio. Am reușit să marchez două goluri, însă a fost un meci teribil. Când joci la retrogradare, micile detalii fac diferența, orice detaliu contează, orice... E și o presiune da, foarte mare. Da, e groaznic, e groaznic. Nu spun că e mai ușor să joci pentru titlu decât pentru... Da, da, nu, e groaznic. Când te lupți la retrogradare și când ești la o echipă atât de importantă, cum este Dinamo, care se acordă atâta atenție, este îngrozitor de greu. Mă aștept totuși să reușească. Cumva, așa cum spunea și domnul Lucescu, Dinamo e cam pedepsită și pe nedrept cumva. Punct de vedere al suporterilor și aici sunt prea dură sancțiunea. Și aici sunt total împotriva acestei prostii pe care o există în lumea fotbalului de a interzice publicul pe stadion drept pedeapsă a unor huligani sau a unora care greșesc. Până nu vom înțelege că cine greșește trebuie să plătească și vom mai face astfel de tâmpenii de decizii, vor mai exista în continuare evenimente neplăcute. Deci Dinamo e pedepsită și pedepsită pe nedrept și per total cele care sunt pedepsite de această manieră consider că este fotbalul pentru suporteri, pentru public. Nu poți pentru câțiva oameni să interziști. Totul ce s-a întâmplat a fost grav. S-au luat la bătaie pe teren. Nu neg acest aspect și sunt sigur de parte că regulile trebuie respectate. Însă, cel care a greșit sau cei care au greșit trebuie să plătească, nu toți oamenii. La noi, în România, nu prea există chestia asta. Să... Nu există nici la jucători, stai liniștit. Întârzie unul și așteaptă toată echipa să vină jucătorul care a întârziat. Ce, domnule, suntem o echipă. Ce asta? Cum? Dacă că nu ieșim la antrenament până nu vine Ionel care a întârziat la antrenament. Nu, echipa iese la antrenament, își face antrenamentul. Ionel, te rog frumos. Trebuie să plească și o amendă, eventual. Dar Ionel a greșit. Te dau cu ghilimele de un titlu de exemplu. El trebuie să plătească până nu vom înțelege că asta este despre responsabilizare, despre a înțelege că și jucătorul și suporterul este responsabil pentru faptele lui, nu toată lumea, nu echipa. Mi se pare că părerea mea este că și cluburile cumva încurajează această generalizare. De ce? Spun imediat.
cred că există o teamă de suporte, de lideri de galerie și cluburi. Anumite echipe, da. Anumite echipe, da. Corect. Se tem să arate cu degetul, vedeți că ăștia 20-30 au creat probleme. Asta e părerea mea, nu știu dacă... De acord. E foarte adevărat ceea ce spui. Totodată, sigur că regulile la noi, noi suntem mai catolici decât Papa. Vedeam PSG cu Marseille, la Marseille, și am văzut focuri de artificii, am văzut acolo un întreg recital, festival, ceea ce creează o atmosferă publicului, cum spun, are rostul lui și scenografia și tot ce se întâmplă. Ilegal, să introduci materiale pirotehnice. Asta spuneam, că totuși, dacă vedem afară că se întâmplă, putem adopta și putea fi și noi totuși mai acomodați cu ceea ce se întâmplă, cu atmosfera, cu ăștia suntem noi, suntem un popor vulcanic, suntem un popor latin. Nu pot să ne disciplineze acum să fim nemți, că n-am fost niciodată. Eu, cumva mi se pare că exagerarea asta și regulamentară, da, e dusă la extrem. Întotdeauna la noi, țin minte că și cu taxarea, de unde a fost 72% impozit pe salariul jucătorului, am ajuns la 10%. La noi nu există cumva așa o... Și asta ajută foarte mult. Cu toate că ajută, repede, a trebuit să moară sportul românesc să ajungă până în pragul ăla de faliment ca să ne trezim după aia că hai că îi ajutăm cumva. Mă rog, revenind la ceea ce m-ai întrebat, deci cei care greșesc trebuie să plătească, nu tot publicul și nu toți oamenii civilizați care vin la stadion. De partea cealaltă, acord libertate mai mare, sunt pentru o libertate mai mare a suporterilor în a-și exprima dragostea și a crea evenimente frumoase, plăcute, până la urmă, în spiritul legii. Deci, o lejeritate mai mare pentru suporteri, cred că ar trebui. Campionatul e gata, privind partea de sus. Crezi că FCSB campioană în proporție covârșitoare? Cred că după partida de la Constanța, după ce au câștigat cei de la FCSB, ducându-se la 7 puncte distanță, cumva campionatul este jucat. Sigur, mai sunt 8 etape. Și urmează acum meci important. FCSB, exact. Dacă Craiova va învinge, se apropie din nou la 4 puncte. Se reia cumva, da. Dar cu victoria asta iau o opțiune serioasă în vederea câștigării campionatului și mi se pare așa că și șansa cumva e de partea lor. Adică Farul ratează nu știu câte ocazii, nu-i bagă mingea în poartă. Ei... Nici cu Sepsi n-a jucat cine știe. Nici cu Sepsi. Da. Jocul lor nu e unul atât de consistent. Dar cumva se bazează foarte mult pe calitatea individuală a jucătorilor. Coman e clar pionul principal care trage echipa după el și are libertate să facă ce vrea, deci nu se vede, nu se văd, la FCSB nu vezi că au niște trasee de joc, nu vezi că niște automatisme, că e o idee clară acolo. Vezi că sunt jucători cu calitate individuală bună, care în ultima treime, în treime adversă, da, reușesc să facă diferența prin calitatea lor individuală. Repet, ai nevoie, să câștigi un campionat, ai nevoie și de șansă. Și, repet, șansa ține cu FCSB și pare a fi de partea lor. Ăsta e un subiect delicat, dar sunt curios să aflu perspectiva ta. Crezi că poate fi periculos pentru Liga 1 că un club cu rețeta FCSB-ului, unde patronul are o implicare, cred că e de aceeași părere, mai mare decât ar trebui să aibă în mod normal un patron, poate afecta și poate fi un exemplu toxic pentru alte echipe din campionat? Ce pot să spun este că se întâmplă și la alte echipe. Știu și sunt convins de lucrul ăsta. Doar că domnul Becali are o manieră mai aparte de a-și impune. Domnul Becali ne lasă pe toți să știm ce se întâmplă. Exact. Însă se întâmplă lucrul ăsta și la alte echipe. Să nu vă imaginați că la Real Madrid Ancelotti nu discută cu Perez, cu Florentino Perez, despre... Dar cred că sună în timpul meciului să facă o schimbare? Nu, exclus. Domnul Becali duce la extrem lucrurile astea, dar totuși o oarecare... colaborare serioasă, o informare către președinte, care conducătorul clubului, trebuie să existe în vederea planificării partidelor și a sezonului. Deci, din punctul ăsta de vedere, repet, noi avem tendința iarăși să mergem pe ideea, patronul trebuie doar să dea bani, să nu se implice, să-și vadă treaba lui care un antrenor. Exclus. Nu există așa ceva. Și asta este o extremă, cumva. Este altă extremă, în care antrenorul are toată puterea, așa cum s-a întâmplat de multe ori la Mirel Rădoi, care l-am văzut că nu se putea adapta pentru că el credea că singur el trebuie să ia toate deciziile, nu trebuie să-l întrebe nimeni nimic și cum îi spunea cineva ceva, cum îi se părea că intră în zona lui. Și aceea mi se pare greșit. Adică nu m-aș duce nici în zona asta. Trebuie să existe o colaborare foarte clară și un dialog între cei doi. Mă rog, revenind la întrebarea ta, este un exemplu negativ, domnul Becali. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta până la un punct.
acolo unde intervine pasiunea, tot ceea ce domnul Becali face pentru echipă. Face mai mult decât un patron obișnuit. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Face mai mult decât un patron obișnuit. Și el se apropie cumva de modelul Gică Hagi. Cumva face tot ceea ce... Da, tot, singurul minus sau pe care eu îl văd în ceea ce înseamnă FCSB și deciziile pe care le ia domnul Becali este că nu vin în cunoștință de cauză. Nu este cel care merge la antrenamente să vadă jucători. De aceea spuneam mai devreme că jocul lui FCSB se bazează strict pe calitatea individuală a jucătorilor și nu pe jocul colectiv. Pentru că domnul Becali nu vede antrenamentele, nu știe ce se lucrează și nici nu-l interesează. Și cumva merge doar pe ideea, bă, eu îl știu pe ăsta, asta joacă, asta știe și el va juca. Din punctul de vedere, până dânsul nu va înțelege că are nevoie ca orchestra să cânte toți aceiași piori. Chiar dacă unii sunt specialiști pe domeniul lui, una e când sună frumos împreună. Ar fi următorul nivel. Adică spui că el ia uneori o decizie care cumva dă peste cap planul, poate gândi de antrenor toată săptămâna. Și atunci trebuie să se reașeze lucrurile din mers. Cu siguranță. Bine, cei de la FCSB au înțeles cum trebuie să îl abordeze pe domnul Becali. Și în speță, Mihai Stoica, antrenorul, toți cei de acolo au înțeles cum trebuie. Dacă vor să bage un jucător, spun că despre celălalt că e accidentat, că are o jenă, că nu poate. Polăroi spunea ce. Asta, că era tactica lui, da. Păi... De ce nu joacă Neșu? Are o problemă la coapsă. Neșu n-avea nimic. Da, da, da. Deci... E un tip aparte. Cred eu că e un caz izolat și, sigur, dacă va reuși să câștige campionatul, cu o astfel de strategie, nu vreau să știu care vor fi declarațiile și cât de slab sunt antrenorii, toată lumea, uitați-vă bă, că reușesc eu. Dar, da. Sigur, reușește odată la 8 ani și, asta e foarte adevărat. Și cu foarte mulți bani. Că mai degrabă nu reușești, că în 8 ani nu e campionatul, e odată. Da, da, deci... Tactica asta. Dar de poate... aceea, cred că nu neapărat este un exemplu, dar cu siguranță odată la 8 ani poate să-și ia și domnul Becali meritele. Ești de acord cu ce s-a întâmplat cu Radu Slavescu, duminică? În primul rând, ca principiu. Nu vorbim, știu că e dificil probabil să vorbesc despre un jucător de la altă echipă, dar ca principiu, să scoți un jucător, indiferent că joacă slab sau nu, în minutul 30. Unii sunt de acord și spun că, domnule, na, dacă a jucat slab, de ce să pericliteze echipa? Alții spun, așteaptă măcar până la pauză, că distruge acel jucător, mai ales că e vorba despre un fotbalist tânăr, care oricum trece printr-un moment delicat. Poziția ta care ar fi în cazul acesta? E foarte adevărat, sunt cam două opinii corecte ambele. Depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. Ținând cont că FCSB se bate la campionat și nu ai timp și nu ai cum să ai răbdare, e de înțeles să faci o schimbare în minutul 35. Ce nu mi se pare corect este că Radu Slavescu nu jucase atât de slab încât să-l schimbi în detrimentul altuia care jucase la fel de slab sau poate mai slab ca el. Adică nu mi s-a părut că schimbarea vine pe fondul jocului slab al lui Radu Slavescu. Spune domnul Becali, a greșit toate mingile. Nu e adevărat. A pierdut 5 mingi, m-am uitat eu pe statistică. Bun, dar n-a pierdut toate mingile. A dat 10 pase, 7 corecte. Deci n-a greșit toate mingile, așa cum spunea domnul Becali, dar mă rog. Mi se pare că Puștu are nevoie de susținere în momentul ăsta, mai mult decât oricând, iar la FCSB, când ajungi la FCSB trebuie să știi că lumea n-are răbdare. Sau patronul n-are răbdare, hai să o spunem pe aia dreaptă. Patronul cel care decide da, nu are răbdare. Și cumva e foarte periculos să ajungi acolo jucător tânăr. E foarte periculos pentru că în orice moment vedem că domnul Becali dacă ai o pasă poastă, dacă nu ești în formă, asta nu înseamnă că ești un jucător slab. Ai un meci mai slab, sau o perioadă mai slabă. Exact. Noi avem tendința, gata, e jucător slab. Deja îl catalogăm că nu e de FCSB după câteva jocuri. Face două meciuri bune, e senzațional. Pele. Pele, deja îl transferăm pe milioane. Astea suntem noi. La FCSB, repet, nu există răbdare. Și cumva e de înțeles, pentru că după 8 ani de zile să te lupți la campionat și să ai șanse reale să-l iei, nu mai are, vrei să iei un campionat. Nu pentru un jucător, repet, e o problemă, pentru că ai nevoie de jucătorii, mai ales cum e cazul lui Slavescu, jucătorii tineri au nevoie de timp. Au nevoie de timp, mai ales că joci odată la 5-6 meciuri sau intri câteva minute. Este extrem de greu
extrem de greu să intri pe parcursul unui meci și mai mult decât atât, odată la nu știu cât timp să te bagi titular și spune, ai, acum ai șansa ta. Presiune, tensiune, exact ceea ce nu reușești. Joci pe un post care nu-ți convine, l-a jucat extremă dreaptă, el e Inter. Da, exact ceea ce vorbeam, că nu, jucătorul român nu joacă bine sub presiune. Foarte puțini sunt jucătorii care joacă bine sub presiune. Inclusiv presiunea asta, când îl iei de pe bancă și spui, bă, mâine joci titular. Mâine joci titular, șansa vieții tale. Am o șansă, se gândește, mamă, acum, acum ori niciodată, e groasă, trebuie să dau totul, că dacă nu, nu mă mai bagă. Te gândești mai degrabă că dacă nu joc bine, mă dă afară, decât mă dă afară. Să fac un joc bun, să prind șansa vieții. Deci e teribil de greu. Cu jucătorii tineri, mai ales, vorbeam mai devreme Mircea Lucescu, trebuie să ai tact, trebuie să știi să-i promovezi, trebuie să știi să le cultivi încrederea, să le dai speranță că, și încredere. Asta e tot ceea ce au nevoie. Calitate, a ajuns la nivelul ăla și crezi în el, dă-i toată încrederea necesară. Nu cred că FCSB este echipa care să facă lucrul ăsta. Adică sunt echipe cum e Farul, în care dacă Gica are încredere în tine și vede potențial, te forțează ușor, ușor, te ia, are răbdare cu tine. De aceea cred eu că ești jucător tânăr, nu trebuie să mergi neapărat. Sigur, sunt și cazuri izolate, să nu le generalizăm. Însă FCSB nu e echipa care are răbdare și care își permite să promoveze jucători tineri. Crezi că viitorul lui Radu Slavescu la FCSB e îngropat după momentul ăsta? Nu cred, nu cred. Dar psihic copilul are nevoie de ajutor și de susținere. Iar cei de la FCSB nu știu dacă îi vor acorda acest sprijin. Nu știu dacă ai văzut ce a declarat Panduru imediat după meci, că ar trebui Radu Slavescu să-l roage pe rege, pe Gică Hagi, să-l ia înapoi la Far. Băi, mi-a plăcut reacția, primul vreau să remarc reacția jucătorilor, care s-au dus lângă el, l-au îmbrățișat, l-au cumva susținut, au arătat că sunt lângă el. Era tot ceea ce avea nevoie Radu Slavescu în momentul ăla. Repet, nu cred că se va pune problema ca el să plece de la FCSB, cu toate că a vrut să-l dea împrumut domnul Becari. N-a acceptat el să plece în să plece, corect. Noi am crezut și credem în Radu Slavescu, în potențialul lui. E un copil tânăr care are potențial. Acum, dacă se va ivi oportunitatea, șansa să poate veni la Farul, rămâne de văzut. Mai ales că Farul e recunoscută pentru faptul că ia jucători care nu trec printr-o perioadă bună, pe care Gică Hagi știe. În primul rând, care au trecut până în Academie și care cunosc filozofia clubului, partitura, da. Care cunosc stilul de joc și cerințele lui Gică Hagi, criteriu important la noi. Cred că Hagi, nu știu dacă e și părerea ta, dacă ar afla că Radu Slavescu e disponibil, ar fi de acord să-l ia înapoi. Repet, e un jucător tânăr care are mult potențial și perspectivă mare. Repet, avem tendința asta să, pentru un joc slab, să credem, sau o perioadă proastă, să credem că jucătorul nu are valoare. Există perioade și perioade, da, când ești în formă, când îți intră în poartă, vrei să dai cu dreptul și o împingi cu stângul, și ai perioade când o lovești perfect și se duce în bară sau pe lângă poartă. Deci, asta nu înseamnă că jucătorul este slab. Nu este într-o formă pentru că nu joacă. Dacă ar fi jucat și ar fi dat încredere, și aici nu vorbim de un meci, aici vorbim de o perioadă. Lasă-l să joace, dă-i minute. Folosește-l, dă-i încredere. Repet, să promovezi jucători tineri trebuie o artă, trebuie să știi cum să promovezi un jucător tânăr. Nu merge doar l-ai băgat și hai, gata, am încredere în tine, te-am băgat și încă ce încredere îți ofer dacă te-am băgat să joci. Nu e așa. Hai să discutăm acum despre echipa națională. După amicaiele astea cu Irlanda de Nord și Columbia, ești mai optimist, mai puțin optimist în vederea campionatului european? Sau cam la același nivel? Dacă ți-au influențat impresia înainte de european? Cumva îmi plăcea toată și îmi place toată euforia asta, entuziasmul ăsta din jur, echipe naționale, că putem să ieșim din grupe, că poate facem surpriză de câștigăm euro, cum a reușit Grecia, cum a făcut Danemarca, care a venit de pe plajă. Și e mișto, e un vibe bun, care clar îți hrănește așa... Până la euro. Până la meciul de pe 17 iunie cu Ucraina. Dar sigur, când te lovește un adversar precum Columbia și vezi că de fapt avem și noi niște limite. Nu suntem chiar așa. Nu avem jucători care joacă la Real Madrid și Barcelona. Nu întâmplător. Nu-i avem pentru că ei au niște limite. Și când în meciurile de o anvergură considerabilă, așa cum a fost cazul columbienilor, ne-am văzut puțin limite. L-am văzut și pe Burcă, că nu degeaba joacă în Arabia,
are lipsurile lui. Am văzut jucătorii care nu joacă, nu sunt chiar așa de în formă. Mă rog, jucători care joacă în Serie B, avem jucători care, repet, au valoare, sunt cei mai buni, probabil, jucători din campionatul românesc, sau din România, pardon, dar nu sunt întâmplători la echipe care nu sunt în primele 10 în campionatele bune. Avem un Drăgușin. În rest, care nu prea joacă. Mă rog, în ultima vreme joacă pentru că Ivan devine accidentat. Exact. Dar el e rezervă, nu practic. Nu e întâmplător, cumva. Avem limitele noastre. Pe mine mă neliniștește, cumva, faptul că nu avem și eu cred că suntem în continuare. Dacă până acum nu aveam vârf, sau, mă rog, o lungă perioadă spuneam că nu avem vârf. Eu acum cred că ai de unde să alegi vârful echipei naționale. O să vedem naționale. În curând statisticile jucătorilor pe care pot fi folosiți de Eddie ca număr 9. Pe mine mă neliniștește mijlocașul central din fața apărării. În speță Marin, care a jucat închizătorul, da. Marius Marin sau Răzvan? Marius Marin, mă rog, acolo jucând în trei, dacă pleacă Marius Marin, rămâne Răzvan Marin sau, mă rog, alternează. Acolo vedem că fotbalul european joacă din ce în ce mai mult cu... Bine, dintotdeauna a fost un jucător de travaliu, un jucător care muncește mult, aleargă foarte mult, o capacitate bună de efort. Un jucător care își câștigă, un recuperator bun, recuperează în jurul, în fața apărării, liniștit, care distribuie mingile și plimbă mingea din stânga în dreapta și își câștigă duelurile aeriene, câștigă duelurile la cap. Cumva, cred eu că ăla este jucătorul cheie în alcătuirea în echipa noastră națională. Și spun asta de ce? Vor fi momente multe în care ne vom apăra și vom suferi. E, când joci minge lungă pe atacant, ai nevoie ca, pe lângă fundașii central care urcă cu echipa, ai nevoie de mijlocașul central care împinge mijlocul terenului și susține. Pentru că altfel, și mă uitam la Marius Marin, care n-avea forța asta, rămânea la 2 metri în fața fundașilor centrali, mult prea puțin. Adică fundașii împingeau jocul, încercau să iasă pe minge lungă, iar mijlocul nostru nu avea forța necesară, capacitatea necesară să urce linia. Iar dacă nu ai capacitatea asta necesară, ce se întâmplă? Vin iar peste tine. Nu poți să le pui presiune, nu poți să ieși cu echipa și vin iar peste tine. Eu zic că ăsta este cheia. Până nu vom găsi un mijlocaș la închidere, în fața apărării, bun, recuperator, cu travaliu, cu capacitate bună de efort, vom avea probleme și vom suferi. Asta este remarca mea după aceste două meciuri. Deci avem un fotbalist. Acolo, Edi Iordănescu trebuie să fie mai inspirat. Nu m-am uitat atât de atent cum mă uit acum. O să mă uit mai atent. O să analizez până la Euro, mai ales că voi comenta campionatul european la Euro. Voi analiza ce jucători există pe poziția respectivă și ce mijlocași putem avea închizători buni. Repet, acolo se joacă, se va fi un pion important. Mijlocașul central care împinge echipa mai sus. După jocurile astea, ai în cap câțiva jucători care crezi că vor fi aproape siguri titulari și la Euro? La cum îl știm și pe Diorănescu, la ce am văzut și în aceste jocuri amicale? E clar că mergem așa cumva cu cei care au reușit să se califice. Din preliminare. Da, pentru că au dus greu, suntem empatici. Ești de acord? Nu, nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Cumva... La echipa națională trebuie să fie cei mai în formă jucători. E foarte adevărat că contează și nivelul, pentru că una e să fii cel mai bun. Și am văzut în speță cazul lui Florinel Coman, care la echipa de club, la nivelul echipei fotbalului românesc, e foarte bun. În Liga 1, că în Europa... Asta spun. Când îl duci la nivel de echipa națională, vezi că nu mai e el cel mai bun sau nu mai face diferența așa cum o face în campionatul românesc. Trebuie să iei cei mai în formă jucători. Totodată, eu sunt pentru Edi Iordănescu, cel care a făcut teste la echipa națională. Trebuie să-i vezi pe acești jucători, care sunt foarte buni la echipele de club, dar la un anumit nivel, cum se prezintă la nivelul internațional și la meciurile puternice, cu adversari cu adevărat cu calibru. Și cumva a făcut anumite schimbări, a încercat anumiti jucători, dar urmează două meci, mai avem două meciuri amicale, acolo unde deja trebuie să fie sigur Edi Iordănescu de primul 11, acolo unde trebuie să vină și cu relații de joc, cu o tactică și o scheme de joc. Deci cumva, dacă până acum am testat, am văzut, am analizat,
ultimele două partide va trebui să ne prezinte exact ce va vrea să joace la Euro și să fie inspirat. Până la urmă, repet, noi degeaba vorbim. Mie mi se pare că un Mitriță trebuie să fie la echipa națională. Mi se pare că un Luis Munteanu trebuie să fie la echipa națională. Sunt jucători pe care, în speță Mitriță, care auzeam că există niște alte probleme de altă natură, nu de natură sportivă. La nivel de echipa națională trebuie să lași orgoliile deoparte. Important este echipa națională. Dacă jucătorul ăla te ajută, dați-i ție antipatic sau ai tu o problemă cu el, uită, folosește-l pentru că este în folosul echipei noastre naționale. Deci, din punctul ăsta de vedere, sper ca Edi să fie inspirat, să lase orgoliile, ambițiile și să aducă cei mai buni jucători la echipa națională. Dacă, să spunem, ai un fotbalist excepțional în preliminari, care te-a ajutat foarte mult, a jucat majoritatea minutelor, dar care înainte cu 4 luni de campionat european nu mai joacă sau joacă foarte slab. Versus, pe aceeași poziție, ai un fotbalist în formă. Joacă meci de meci, dacă e atacant, spune că marchează și vreo 7 goluri. Tu, ce ai alege? Băi, eu sunt pentru jucătorul care ajunge să se lupte la cel mai înalt nivel. Adică pentru mine, un jucător, hai să luăm în speță, moldovan. Chiar da. Dacă e portar, dar am dat în speță că... Da. Chiar dacă nu joacă la Atletico Madrid, faptul că e la Atletico Madrid, în cel mai înalt nivel, mental, încredere, clar, vine de la Atletico Madrid, a demonstrat în campionatul că e cel mai bun și s-a dus acolo să se lupte cu cei mai buni, îi dau întâietate celui care se luptă la cel mai înalt nivel să ajungă cel mai bun. Și se luptă cu aia buni. În speță, cel care joacă în România, chiar dacă joacă meci de meci, e un anumit nivel în România. El a reușit să demonstreze că e peste nivelul ăsta și a făcut pasul. Merg pe mâna lui. Dar totuși nu e incorrect pentru un portar. Că te rog, am vorbit de portar, dar poate fi în speță orice. Turnovanu, de exemplu, că tot a făcut un meci bun contra voastră. El joacă meci de meci, probabil va câștiga campionatul cu FCSB și spune, eu joc la cea mai bună echipă din România și sunt rezervă sau poate nici nu e la lot, în detrimentul unuia care nu a mai apărat deloc la echipa de club în 2024, cum e probabil să fie Operațiu Moldovan. Da, dacă îl întreb dacă ar vrea să fie în locul lui, cred că ar prefera să fie la Bună Atletico trebuie, Madrid. Da. Cred că ar Bună prefera trebuie. Să fie la Atletico Madrid și nu în campionatul românesc. Nu. Să ajungi acolo, să te antrenezi cu cei mai buni jucători, n-ai cum să nu crești, n-ai cum să fii mai bun decât cel care ai plecat. Eu sunt de principiu că n-ai cum să nu fii mai bun decât cel care ai plecat. Și mă dau exemplu. Au fost momente în care mă luptam cu Huntelaar, cu Raul, cu Farfan, cu Gomez. Dar mai și jucai. Jucam, dar nu constant. Acolo competiția e foarte acerbă și dacă o secundă, nu știu, am marcat două goluri al doilea meci și venise Gomez, care fusese accidentat puțin la echipa națională, nu știu ce, a jucat Gomez. Ești acolo, concurența e mare, te lupți cu cei mai buni, asta nu înseamnă că n-ai valoare. Să te lupți cu cei mai buni e greu, nu e ușor. Deci sunt pentru jucătorul care joacă mai puțin, dar joacă la un nivel înalt. Aș vrea să vedem acum programul național de la Euro. Jucăm prima dată cu Ucraina, apoi vine Belgia și, în fine, meciul decisiv ar putea fi pentru calificare este cel cu Slovacia din a treia etapă. Crezi că e un țitar care ne avantajează? Vedem acum programul. Măi, Ucraina are jucători buni, foarte buni. Am văzut meciul lor nu întâmplător s-au calificat. Adică, sigur, și cu șansă. S-au chinuit poate mai mult decât ne așteptam. Și cu șansă, marchează două goluri în ultimele minute, minutul 80 și minutul 90 sau ceva genul ăsta, mă rog, da. Aproximativ. Deci marchează târziu, dar o echipă care are jucători individuali buni și care joacă. Chelsea, primul care îmi vine, Mudric. Da. Da? Noi nu avem jucători de talia asta și nici de nivelul celorlalți jucători. Deci cumva valorile sunt superior, însă nu mi se pare Ucraina ca și echipă net superioară. Noi dacă ne vom baza pe nucleu, pe echipă și vom arăta ca o echipă, vom lăsa individualitățile, cum e cazul lui Stanciu, care atunci când joacă pentru echipă, un jucător excelent. Atunci când joacă pentru el și vrea să tragă la poartă de la 30 de metri, când vrea el să dribleze pe acolo, pe centrul terenului și pierde mingea, atunci nu. Deci dacă vom juca ca o echipă, atunci avem o șansă contra Ucrainei. Individual, dacă ne vom lua la bătaie cu ei post pe post, s-ar putea să avem probleme. Meciul cu Slovacia, crezi și tu că poate fi... Belgia e clar, iartă-mă că vreau să sar peste Belgia, e clar că e echipa mai bună și... Vreau eu să sar peste Belgia. Vom suferi acolo teribil. Cu Belgia trebuie să alergi. Nu m-aș apăra jos... Așa cum spunea și Mircea Lucescu, în momentul în care joci cu 15 pe linia de fult, de multe ori chiar și 6,
jocul așteaptă greșeala și n-are cum să nu vină dacă ești în 16 metri. Cumva mă aștept ca Belgia să ne domine, să suferim, dar în egală măsură va trebui să avem o capacitate bună de efort, să fim dispuși la sacrificiu, încât să reușim să-i ținem cât mai departe de poarta noastră, pentru că calitate individuală au și ne pot depăși ușor dacă ne luăm la duelurile 1 contra 1. Despre Slovacia... E un meci care, să spunem că ne bat și Ucraina și Belgia, cum e posibil să se întâmple, chiar și așa, e posibil să avem șanse la calificare în ultima etapă cu Slovacia cu 0 puncte. Pentru că te poți califica de pe locul 3, chiar și cu 3 puncte, în funcție evident și de clasamentul din celelalte grupe. Eu nu cred că pierdem cu Ucraina primul meci. Nu știu de ce. Asta e sentimentul meu. Dacă cu Belgia, sigur, am așa... Chiar dacă, na, îți dai seama că aș vrea ca România să câștige, cred că va fi greu să câștigi sau măcar să scoți un rezultat pozitiv cu Belgia. Deci cu Ucraina sper să nu pierdem, deci putem obține un rezultat de egalitate cel puțin, dacă nu putem face o surpriză, fiind și primul meci. Iar speranțe, sigur, îmi trag în meciul cu Slovacia. Acolo unde eu joc o echipă cu talie, i-am analizat puțin, deci o echipă cu talie, nu va trebui iarăși să ne luăm la bătaie cu ei, va trebui să ținem mingea jos, să pasăm, să ne impunem jocul atât cât vom putea, dar în egală măsură să fim realiști și să nu ne luăm la luptă cu ei. O echipă care ne va domina fizic. Slovacii sunt o echipă cu talie. Dacă ne vom lua la luptă cu ei, vom avea o problemă. Va trebui să jucăm cu mingii pe jos, așa cum spuneam, și nu în ultimul rând, la Euro toate meciurile sunt grele. Deci toate meciurile sunt grele. Va conta foarte mult încrederea pe care o vor avea băieții în ei și pe care le va transmite Edi Ordănescu. Crezi că suntem la același nivel cu Slovacia din punct de vedere valoric? Sau peste, sub? Dacă e cu Ucraina și Belgia, cred că e clar că valoric suntem sub. Măi, suntem și noi calificați la Euro ca și ei, căutând un argument ca să plecăm de pe găsim un, punct, da. Exact, un echilibru. Da, cumva nu e o echipă națională de speriat, dar e o echipă națională bună. S-a calificat la campionatul european nu întâmplător. Deci e o echipă națională bună. Nu vor exista meciuri ușoare. Vrem să credem că suntem egal cu toți adversarii și să alegem să ne jucăm șansa. Până la urmă e o oportunitate pentru jucătorul român, pentru fotbal românesc, să repunem pe tapetul fotbalului european și internațional fotbal românesc, care a dispărut o perioadă lungă. A apărut un Drăgușin care se transferă pe o sumă importantă, a apărut un moldovan care se duce la Atletico Madrid, a apărut această calificare la campionatul european, lucru care cumva ne repoziționează, așa ne reiau un calcul, ca și jucători, știi? Adică jucător român. Prinde așa o cotă. Repet, nu mai suntem o certitudine, nu mai plecăm de la transferul de ca și certitudine. Întotdeauna jucător român este un pariu. Un post cu probleme acum pentru Edi Ordănescu este chiar cel pe care tu ai jucat de atacant și o să vedem în curând cifrele. Am selectat noi trei atacanți, Alibec, Drăguș și Pușca, și vedem imediat cifrele lor din 2024. Tu ai spus că, în opinia ta, Drăguș ar trebui să fie titular și vedem și cifrele, el are cele mai bune statistici. Alibec 6 meciuri, 0 goluri în 2024, inclusiv meciurile de la echipa națională. George Pușca și 12 meciuri, 3 goluri, iar Drăguș 15 meciuri și 5 reușite. Sigur, sunt foarte diferiți. Alibec a ajuns la o vârstă, are o experiență de joc, are acel stâng care îți provoacă, oricând poate provoca o sclipire și o execuție spectaculoasă, dar asta, pentru asta trebuie să fie aproape de poartă. Trebuie să-l ai în preajma careului pe Alibec. Mai departe, Pușca și un jucător care muncește foarte mult, vrea, își dorește, însă are niște calități limitate. Și e destul de greu să duci la nivelul ăsta internațional. Se luptă, încearcă, vrea, își dorește, dar are anumite limite. De partea cealaltă, mi se pare cel mai complet jucător. Are calitate fizică bună, are calitate individuală și cu mingea foarte bine. Reușește să și finalizeze. E un jucător tânăr, are toată perspectiva. De aceea cred că dintre cei trei, dar după părerea mea ar mai fi încă doi, și am spus aici Luis Munteanu, care e un jucător de luat în calcul pentru echipa națională, și Bârligea, care iarăși e un jucător de la CFR, care e un jucător care mie îmi place. Poate
veni și ajuta echipa națională. Mă rog, nu va fi ușor. Bulidzea nu a mai fost convocată în ultima vreme. Repet, ăștia sunt cei 5 atacanți pe care eu îi văd. L-aș adăuga, așa cum spuneam, pe Bârligea și pe Luis Munteanu, care sunt jucători interesanți. Apropo de Luis Munteanu, din vară, revine la Fiorentina, continuă la Faru, sau ce se întâmplă cu el? Noi am avut discuția cu Gică Hagi pe tema asta și cu Rivaldo. Am dezbătut subiectul Luis Munteanu. Ne vom juca cartea, să spunem așa. Vreți în continuare? Da, ne vom juca cartea și vom încerca să continuăm. Sau un transfer definitiv? Vom vedea și Fiorentina ceea ce își dorește. Noi credem în jucător. Nu, e jucătorul care ne-a ajutat să câștigăm campionatul anul trecut și care anul ăsta are un sezon bun. Nu întâmplător e vizat și dorit de echipele și de alte echipe din campionatul românesc. Noi ne vom juca șansa, așa cum îți spuneam. Vom încerca. Cred că avem atuul nostru. El a fost la Faru, se simte bine la Faru, cunoaște foarte bine filozofia, sistemul, tot ceea ce înseamnă Faru și suntem un club serios, care atât cât ne-am propus salariile pe care le-am propus, sigur, nu atât de mari ca la FCSB, Rapid, CFR și așa mai departe, dar totodată promisiunile au fost promisiuni și când pentru o ofertă în străinătate, în speță, putem discuta și cred că va fi mai interesant și vom avea șansa noastră în alegerea clubului din partea lui Luis Munteanu. Dar cum spuneai și tu, veți avea o concurență mare, pentru că Rapid și FCSB și-au declarat public interesul pentru Luis Munteanu. Știu, dar el e deocamdată la echipa campioană. Da. Te duci doar pentru un salariu mai bun. Noi îi oferim oportunitatea să joace într-un mediu în care îl cunoaște și totodată oportunitatea ca atunci când va veni un club important de afară, pentru că toți își doresc să ajungă afară, da? Să-i dăm și această șansă. Mă rog, asta e șansa, asta e cartea pe care o vom juca noi. Rămâne de văzut ce va alege jucătorul. Deocamdată e jucătorul Farului și suntem foarte mulțumiți de evoluțiile lui. Nu mai avem mult timp, dar azi mi-am propus să vorbim și despre turneul de tenis pe care o să-l organizați în baza voastră, ATP Seria Trophy, 15-21 aprilie. Cel mai mare turneu organizat în București. Da, este turneul de la BNR, așa era cunoscut. Este cel mai mare turneu de tenis care a fost în România și care revine în România, de 250 ATP. Noi îl găzduim, nu îl organizăm. Domnul Țiriac este organizatorul turneului. Eu mă bucur că am reușit cu baza sportivă să creez infrastructura necesară organizării acestui eveniment, care este un eveniment mare, mai ales că condițiile de ATP sunt din ce în ce mai aspre, mai dure. De exemplu, nu ar mai fi putut fi organizat la BNR acest turneu, n-ar mai fi îndeplinit condițiile. De aceea sunt mândru că am reușit să duc baza sportivă de unde am plecat și unde am ajuns, în momentul în care putem găzdui un turneu de această anvergură. A fost complicat din punct de vedere infrastructurii să îndeplinești criteriile cerute de ATP? Da, sunt niște reguli foarte stricte. În egală măsură avem cea mai mare academie de tenis din România, 14 terenuri de tenis. Academia de tenis Ilie Năstase este în România, cred eu, cea mai frumoasă academie. Și nu întâmplător, repet, reușim să ducem, să acomodăm toate rigurozitățile acestui ATP de 250. Nu a fost ușor, repet. Drumul întotdeauna e anevoios, mai se pun piedici, dar mă declar sincer mulțumit că am reușit să ajung aici. Asta era obiectivul, de a organiza în baza sportivă un turneu atât de mare. Și cel mai mare din România. În final, îți propun un joc. În fiecare lună gazeta desemnează jucătorul și antrenorul lunii și vedem în curând nominalizații pentru luna martie. Și te-ai jucat, cred că ai mai participat la nu mai știu dacă am participat, dar... Da, acum să alegi jucătorul lunii și antrenorul lunii. La jucătorul lunii avem nominalizați pe Mitriță, Bayram, Rahmani, Coman și Denis Mann, iar la antrenorul lunii Petev, Sabău și Răzvan Lucescu. La antrenor mi este ușor. Am văzut PAOK excelent și aș alege Răzvan Lucescu. La jucător mi-a plăcut și îmi place Mitriță, cât este de important și determinat la Craiova. Îmi place Florinel Coman la FCSB și Man mi se pare o ascensiune foarte bună, nu întâmplător vorbesc cluburile de afară despre el. Dacă ar fi să aleg, l-aș alege pe Mitriță. Deci Mitriță și Răzvan Lucescu. Da. Vedem cine vom. Și mulțumesc frumos, Ciprian, pentru prezență. Mulțumesc și eu. Te mai așteptăm pe la noi.
Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine de la ora 11. Până atunci, GSP Pro pentru cele mai tari informații din sport. Pe mâine, toate cele bune!